Orașul Miovenia, găzduit în acest weekend un concurs județean de karting. Aproximativ 30 de copii din Argeș s-au întrecut în cadrul la 5 categorii, în funcție de vârstă, dar și de motorizare. Sunt 7 clase de concurs, în funcție de categoriile de vârstă și de motorizare. Clasa mini, pufo, cadet junior, cadet juniori, mobra juniori, mobra seniori. Se vor face mai multe tururi pe fiecare manșă, în funcție de categoriile de vârstă, cei mici mai puține și cei mari mai multe tururi pentru departajare. Partenerii evenimentului au fost Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Clubul Școlar al Copiilor Mioveni. Participanții au fost premiați cu medalii, diplome și cupe.